Un nou gest extrem a avut loc în Timișoara. Încă o tânără s-a aruncat de la etaj la doar câteva zile după cazul femeii care s-a sinucis într-un mod similar, aruncându-se de la etaj cu cei doi copii ai săi în brațe. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc pe calea șagului din oraș. Tânăra a intrat în scara de bloc, a urcat până la etajul al cincilea și după ce a tras un scaun aproape de geam, s-a aruncat în gol. Vecinii spun că femeia nu locuiește în respectivul imobil și că nu o cunosc. Tânăra a supraviețuit căderii de la înălțime, însă starea ei este una gravă. Ea a fost preluată de o ambulanță și dusă la spital. Polițiștii de la secția 3 s-au deplasat la fața locului și încearcă acum să afle identitatea tinerei, dar și motivul pentru care s-a fi aruncat în gol. Recent, o femeie de 33 de ani, tot din Timișoara, s-a aruncat de pe un bloc de 10 etaje, ținând în brațe cei doi copii, un băiat de 2 ani și o fetiță de 6 ani. Toți trei și-au pierdut viața. Iulia Bogdan Bili, femeia în vârstă de 32 de ani, care s-a sinucis aruncându-se de la etajul 10 al unui bloc din Timișoara, alături de cei doi copii ai săi, un bea de 3 ani și o fetiță de 6 ani au fost înmormântați în același sicriu la cererea familiei. Decizia i-a pus în dificultate pe preoți pentru că, în cazul sinuciderilor, Biserica Ortodoxă Română are reguli speciale de înmormântare, iar pentru copii ar trebui ținut o slujbă normală.